să tragem o concluzie la ziua de astăzi. Deci mi-am propus împreună cu președintele Consiliului Județean să facem în luna august, e luna de așa zisă vacanță parlamentară, dar eu sunt în activitate, ca de altfel toți colegii mei, să facem o evaluare a situației lucrărilor din fiecare localitate din județul Bihor. Am parcurs astăzi, cred că 5, nu? Mai mult, nu mai știu, 6-7 localități. Am o situație la zi a PNDL-ului și vreau să vă o prezint, pentru că este, este relevant. Deci sunt niște rezultate foarte bune. Vreau să știți așa, că până astăzi, pe total PNDL, județul Dâmbovița a depus pentru plată, nu totul de contat, 98.743.888,86 lei. Este cea mai mare sumă pe care acest județ a luat-o vreodată din 2012 până astăzi și că, pentru că unii dintre voi erați tentați să nu mai conteniți cu laudele anul trecut, este dublă suma față de anul trecut. Al doilea lucru. Dacă îmi permiteți, încă 2 milioane pe care le-am depus noi astăzi la decontare. Deci eu sper să trecem de 100 de milioane de lei în următoarele 2 săptămâni. De asemenea, vreau să știți că tot PNDL 1 sunt 34.842.805 lei, pe PNDL 2 63.901.082 de lei și din acești bani circa 32.700.000 de lei sunt lucrări ale Consiliului Județean Dâmbovița, cam o treime din ceea ce s-a depus spre decontare pe PNDL 2 este al Consiliului Județean. Deci sunt relativ mulțumit, nu foarte mulțumit, se putea lucra mai mult. I-am chemat pe primari la ultima ședință de comitet executiv, aceea în care se spunea că Țuțuia nu face mare chef. Ședința a fost una, în primul rând, de lucru pe probleme de administrație și politice și evident că am dat colegilor mei un par de vin cu ocazia zilei mele, care urma să vină peste o săptămână. Sper să lucrăm foarte serios și lunile august, după 16 august, septembrie, octombrie și cel puțin prima parte a lunii noiembrie și să ajungem undeva la 120 de milioane de lei în anul acesta. Este un obiectiv important pentru că vreau să înțelegeți cu toții că se finalizează licitațiile toate pentru 9.000 de proiecte și în condițiile astea evident că și solicitările de bani vor fi din ce în ce mai mari și guvernul va trebui să asigure credite bugetare, nu doar credite de angajament, așa cum a făcut până acum pentru o parte din lucrări. A doua subliniere. Avem o rezervă, deci din economiile realizate, de aproape 70 de milioane de lei. Ministerul Dezvoltării Regionale va repartiza și această sumă în luna septembrie. Evident că prioritățile noastre sunt legate de drumuri, de apă, de canal, de școli și de dispensare medicale. Și o a treia concluzie, datorită standardelor de cost care sunt din anul 2009, de atunci încoace și prețul la materiale și prețul forței de muncă, dacă ne raportăm la salarii, s-a schimbat fundamental, avem mai multe lucrări pentru care nu avem niciun ofertar. S-au organizat 2-3 proceduri de licitație și în special la dispensare și școli. Și ultima subliniere, sunt mai multe școli care sunt depuse pe PNDL. I-am îndrumat pe colegii mei primari să depună aceste școli și pe programul operațional regional, pe POR. Au depus toți, vom vedea care e prima sursă de finanțare pe care o putem accesa, pentru că interesul nostru este să luăm cât mai mulți bani europeni. Și am zis că e ultima, dar nu e ultima, vă mai spun două lucruri. Avem mai multe sectoare de drum pe care lucrăm, drum județean, și încercăm să-l trecem pe axa 6 pe programul operațional regional. Avem un prim pachet de 3 milioane de euro, pachetul numărul 2 e centura municipiului Târgoviște și avem un al treilea pachet de drumuri județene în pregătire, pe care dacă le trecem pe POR, atunci economiile realizate de Consiliul Județean din PNDL vor fi mai mari și vom putea să prindem aproape toate cele 400 și ceva de proiecte care au fost depuse în anul 2017. De asemenea, vreau să știți că lucrăm cu toți primarii la studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru lucrări de alimentare cu gaze.
Așteptăm, știm că este în dezbatere la Ministerul Dezvoltării Regionale și în procedură de avizare la ministere un proiect care urmărește un fel de PNDL pentru înființare și extindere de rețele de distribuție de gaze și vrem să fim pregătiți și pe acest subiect. Și de asemenea, lucrăm și la Consiliul Județean și la Primăria Târgoviște și în alte localități din județ să pregătim proiecte pe programul de 1 miliard de euro adoptat prin ordonanță de urgență la propunerea Ministerului Culturii. Este vorba de monumente istorice, de cămine culturale, de așezăminte de cultură în general. De la Consiliul Județean vom depune, am vorbit cu domnul Comănescu, școala de cavalerie. Încercăm pe mai multe surse de finanțare. Vom depune de asemenea de la Primăria Municipiului Târgoviște casa de lângă Muzeul Județean. Vom depune și proiectul unui mai multe proiecte pe cămine culturale și centre culturale în județ. Cred că și clădirea de la Centrul Militar Județean, care e monument istoric, și biblioteca nouă de cartier, pe care vrem să o facem în municipiul Târgoviște. Deci, așa și am convenit cu domnul Comănescu să pregătim proiecte și pentru actualul sediu al Direcției de Cultură. Este monument istoric. Știți că a fost prima școală de băieți, de fete, nu mai știu, din Târgoviște. Și o clădire nouă la Muzeul Județean, cu destinația de birouri pentru funcționarii Complexului Muzeal Curtea Domnească, dar și cu ateliere de restaurare pentru toate piesele istorice pe care le avem. Deci, cam astea sunt preocupările noastre în județ. Și mai spun ceva, ieri am avut cea de-a patra discuție cu cei care au câștigat asistența tehnică pe POIM, împreună cu domnul președinte Comănescu, că dânsul conduce ADI Apă. Am făcut discuții pe ceea ce s-a lucrat până astăzi. Am putut să constatăm anumite neconcordanțe între ceea ce vrem noi și modul cum a fost abordată de firma de consultanță această lucrare. Le-am cerut să facă corectările necesare. Vă dau exemple. Măneștiu, centrul nu era prins în POIM, pe motiv că cei de la București, de la POIM, s-au uitat ei pe Google și au constatat că nu e o aglomerare suficient de mare, dar e centrul comunei Mănești. Sau Vișoara. Da? Satul Vișoara nu era prins pe POIM, că li s-a părut alora că pe Google distanța de la Dumbrava la Vișoara e foarte mare. Ori voi știți că mai e un pic și se unesc cele două sate și trebuie prinse. Valea Leurzii nu era în POIM. Și așa mai departe. Deci am făcut o analiză pe vreo 30 de localități și vă repet, undeva în jurul datei de 28 august, primele 3 caiete de sarcini vor fi depuse pentru primele 3 contracte pe POIM pentru, la ANAP pentru organizarea licitațiilor publice. În prima serie intră municipiul Târgoviște, localitățile Tătărani, Mănești, Dragomirești, Văcărești, Nucet și Răzvad, Șotânga, Aninoasa, municipiul Târgoviște. Deci asta e primul calup. După aceea vor intra localitățile unde se află și Dragobana. În general, în jurul orașelor, am făcut câte un calup de localități ca să intrăm cu toții. Următoarea va fi în luna septembrie, apoi octombrie. Până la sfârșitul anului sper să avem cel puțin 10 din cele 21 de contracte scoase la licitație. Am văzut foarte multă lume întrebându-l pe Cristi Stan. A făcut o postare Cristi Stan în care spune că în sfârșit Compania Națională de Investiții a scos la licitație cinematograful Independență. Casele de cultură ale sindicatelor din toată țara aparțin organizațiilor sindicale. Cred că vă aduceți aminte că în 2015 am aprobat în Consiliul Județean un proiect de asociere Consiliul Județean Primăria Târgoviște și organizațiile sindicale care sunt înregistrate astăzi ca proprietari.
după părerea mea, înregistrate într-un fel care nu-i foarte corect din punct de vedere juridic, dar este altă poveste. După ce deși am avut discuții prealabile, convenisem cu ce participăm fiecare și deveneam coproprietarii Casei de Cultură a Sindicatelor, organizațiile sindicale respective s-au răzgândit. O să discutăm în toamnă, o să propun Biroului Permanent Național să discutăm despre un act normativ care să reglementeze statutul acestor case ale sindicatelor, care au rămas în centrele orașelor. Ele sunt folosite pentru activități comerciale, nu activități culturale. În cea mai mare parte se află într-o stare de paragină și reprezintă adevărate bube pe imaginea capitalelor reședință de județ. De asemenea, vreau să știți că am discutat cu domnul Cristi Stan să luăm cele 9 hectare de teren de la Ministerul Apărării Naționale și am convenit amândoi că avem nevoie de un sediu nou de primărie care să reunească toate serviciile, să aibă parcări, parc, spații verzi în jur și de asemenea acolo cred că se poate face și Cristi a fost de acord cu mine un centru cultural municipal și de afaceri, da? În zona nouă, care poate să aibă săl de conferințe, săl mai mici pentru diverse întâlniri de afaceri, dar și o sală mare de spectacole care să răspundă nevoilor târgoviști.